Cine era Alesia Brânzeală? O studentă de la drept. 2008 am absolvit dreptul. Spiritul ăsta organizatoric, de când mă știu eu, cred că curajul e de la tata, dar curaj din ăla care nu are limite. Nu există nu. Indiferent cu cine vorbești sau cu cine ar trebui să mă înfrunt, mi se pare că în viață trebuie să-ți dorești și atunci reușești. Adică ca copilul ăla, dacă nu plânge, nu îi dai mâncare. Ei, cam asta eram eu. Studentă la drept, 2 ani am fost ajutor netitular a unui procuror în Republica Moldova, cu care țin relațiile și acum. E o doamnă pe care o respect foarte mult. În companie m-am regăsit din start. M-am diluat așa. Asta înseamnă că sunt foarte încăpățânată și foarte workaholică. Adică pentru mine, până, foarte curioasă. Adică nu există limite la... Dacă știu că am domeniul peștilor, eu trebuia să analizez cap-coadă. Asta înseamnă foarte mult studiu, foarte mult. Și asta o spun tuturor. Când intri într-un domeniu, dacă angajatorul sau, nu știu, business partnerul vede că tu ești foarte curios de ceea ce faci, tu ai șanse mari la succes. Domeniul peștilor, am luat la... Știi cum, la chibusit așa fiecare bucățică. Ce-i somonul? De unde? Cât e de numiri la tine? Cât somonul este de crescătorie? Cât este de Pacific? Da? Ăla de crescătorie de Atlantic. Hai să vedem jucătorii cei mai mari. Cine sunt producătorii? Norvegia. Cine mai are somon? Insule Feroe sau Chile? Dar din Chile nu poți să-l aduci proaspăt că ți ia 60 de zile pe container. Ok, hai să mergem pe Norvegia. Cine mai are Insule Feroe? Direct în Insule Feroe. Am cumpărat bilet, direct acolo te-ai oprit. Cine e liderul pe aici? Uite, asta e setea de cunoaștere. Un an de zile am stat și am tot analizat. Întâi am preluat pe departamente, da? Eu eram pe departamentul import. Hai să analizez ce se face aici, hai să vedem cu cine lucrăm, hai să văd ce înseamnă peștele în general. Habar nu aveam că există atâtea specii de pește și că e un domeniu atât de cunoscut în lumea asta internațională și că atât de interesant. Bineînțeles, de fiecare dată erau refuzate în primii 2 ani. Well, you know, we are Ocean Fish Company from Romania. Well, you know... Cine sunteți voi? România? Cât somon importați? Păi importăm un camion pe săptămână, adică 20 de tone. Pentru noi era un volum imens, adică să procesez 20 de tone. 20 de tone? Come on, lady, young lady, România nu e interesantă pentru Republica Moldova nici atâta. Primul an m-au rejectat, noi am crescut cantitățile, putem avea un deal direct. Ei, și cât aveți acum? Zic, uite-te, 4-5 camioane pe săptămână. Și zic, să știi că și Europa de Est... Zic, consumă pește. Zic, doar trebuie să ne ajutați, să avem niște contracte bune, prețuri corecte, pentru că foarte mult contează să fii competitiv. Degeaba tu încerci să aduci un produs pe piață, dacă trece prin două mâini și, bineînțeles, prețul tău nu este competitiv. Ei, uite, ăla a fost un succes, dealerul de piață, de fapt, și liderul internațional, s-a decis să deschidă un birou în Europa Centrală. Managerul ne-a vizitat, am semnat un gentleman agreement, deci 3 ani de zile am ridicat consumul somonului la 3.000 de tone pe an. Ei au rămas impresionați. Ocean Fish era distribuitorul lor oficial, adică nu mai erau alte companii cu care să-și dorească o colaborare. Bineînțeles, asta pentru mine a fost așa. O bilă albă în coșul meu, da? Hai mai departe. 2014, cred. Ocean Fish era un mare importator de un tip de pește, da? Nu știu, un shallow, spre exemplu. Măi, de ce în baza noastră de date, pe atunci se ocupa altcineva, de ce Ocean Fish achiziționează vânzătorul este din Olanda sau din Franța? Păi, știi cum, olandezii sunt negustori din înăscari, ei au investit în Africa, de bună oară ca și italienii, ca și francezii. Și zic, și de ce noi nu putem aduce din Africa? Păi, Africa. Cine se ducă în Africa? Zic, eu mă duc în Africa. De ce? Păi, cum adică? Păi, știi, era frica asta și aici am vrut să ajung. Eu aș fi dorit nespus de mult să contribui la schimbarea mentalității în Republica Moldova despre conceptul Africa. Africa e un continent imens, un continent încă virgin, aș spune, în foarte multe domenii. Și dacă tu vrei calitate, păi tu trebuie să controlezi tot traseul peștilor. Foarte mult contează prezența ta, foarte mult contează prezentarea ta ca om. Deci, cred că prima, cine a spus că haina îl face pe om sau prima impresie contează, să știi că în Africa chiar contează. Dacă tu vii cu o companie în spate, ai o prezentare, vorbești despre standardul tău, le insufli încredere, păi cred că poți să ai parteneri pe ani înainte. Deci oriunde nu m-aș duce în lumea asta, să fie la Vietnam, să fie China, să fie, nu știu, Africa, toți
habar n-au de existența Republicii Moldova. Și în momentul ăla, nu știu, eu cred că îmi joacă naționalismul ăsta în mine, știi, și sunt mândră de origini și vreau să le explic. We are a very small country, but we are very beautiful. We have some wine undergrounds. Adică încerc să le dau interesul, să-i agăț interesul. Hakuna Matata from Africa. Happy birthday to me. Vă salut, dragilor, din inima Ho Chi Minh-ului, strada centrală. Hello, Vietnam. Hello, Romania. And Moldavia. Printr-o coincidență, să spun, l-am cunoscut pe fratele președintelui Uganda. A fost și el, a avut aceeași reacție, unul la unul, da. Băi, da, am auzit ceva, nu cred că aveți ambasador pe acolo, dar știu că putem dezvolta, știu că aveți cereale, știu că aveți ulei, știu că importați foarte multă cafea. Eu, dacă aș putea, aș contribui maxim la relații, la stabili relații comerciale a Republicii Moldova cu Worldwide, cu tot mapamondul ăsta, pentru a deveni totuși o țară că avem de toate, credeți-mi, la cât călătorești și vezi cum o duc alții, când te întorci înapoi în Republica Moldova și în România, înțelegi că tu ai de toate, unica ce nu ai, că nu le poți gestiona, politic vorbind, ca să ridici totuși standardul de viață aici. Despre traseul peștilor, ăsta e o chestie care i-am dat eu viața acum 11 ani, când m-am alăturat companiei sau 10 ani jumate. Eu vedeam că compania era axată, se dezvolta organic, pe calitate, da, produse, fără mai multă publicitate, fără... De ce? Nu erau bugete. Da? Vorbim real, adică compania investea în infrastructură, în dezvoltare, în procesare, mai puțin în reclamă. Compania vinde și vindea din organic. Adică prin prisma consumatorului s-a obișnuit cu calitatea. Și atunci am venit și am zis, nu, eu vreau să dau și suflet brandului. Eu trebuie să dau suflet brandului. Și nu a fost o chestie care mi s-a pus pe umeri. Nu, mi-am pus-o eu singurică. Adică sunt genul ăla de om, dacă nu eu cine, știi? Așa, hai să devenim furnizorul Casei Regale. Ok, am contactat Casa Regală. Ceea ce foarte mult s-au uitat la mine ca așa de pe altă, aveam impresia că sunt de pe altă planetă. Nu! Păi cum să devii tu furnizor al Casei Regale? Păi de ce nu? Dacă suntem totuși o companie dotată cu de toate și respectăm toate standardele, de ce nu? Vorbim despre traseul pește, dacă nu noi o să ne învățăm consumatorii ce înseamnă peștele, ce înseamnă originea. Eu mereu mă acces la prieteni, familie. Eu nu cred că părinții, rudele, da, sau frații mei sunt super mega informați despre de unde așa are originea produsul X. Hai să-i ajut, hai să ajut și ceilalți consumatori să înțeleagă ce înseamnă tot mapamondul ăsta de oceane și mări și ce ne poate oferi. Ne-am luat o misiune pe care vrem să o ducem la bun sfârșit și asta facem și în Republica Moldova. Am venit cu sloganul, am adus peștele de la Polul Nord și în Republica Moldova sau consumă pește, fii responsabil. În Republica Moldova abia suntem la început, da? Și când te afli la raftul unui magazin și ai un produs în mână, foarte mult, asta am rugat mereu consumatorii, mă, interesați-vă în ce condiții se procesează. În momentul când a bubuit scandalul ăla cu alimentarea, furnizarea produselor alimentare în grădinițe, eu fiind în București, eu m-am alarmat puțin. De ce? Am zis, uite, de fapt m-am și alarmat, dar m-am și bucurat, nu în tot sensul cuvântului, am zis, uite, abia acum s-au sesizat autoritățile că cei care transportă peștele cu portbagajul din Tiraspol, din Transnistria, din Ucraina, fără a-l vămui, fără a-l transporta într-o condiție cu temperatură, până la urmă o să se prindă autoritățile că e ceva în regulă. Deci nu e normal să transporti peștele congelat pentru grădiniță, într-o camionetă în care tu transporti cărămidă sau ciment sau cartofi. Adică eu am susținut foarte mult autoritățile pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Am zis, slavă Domnului, aleluia, s-au deschis cât de cât unele subiecte care erau în, cum le spun eu, triunghiul bermudilor, știi? Hai să vorbim despre o zi clasică. Aoleu, nu mă întreba asta. Dacă nu sunt în deplasare... Și deplasarea pentru mine e, nu știu, aeroportul e ca a doua acasă. Adică dacă eu știu că săptămâna viitoare sau mâine, poi mâine, mi-am luat bilet și trebuie să plec, nu știu, în celălalt colț al lumii, bagajul e deja aproape pregătit, nu sunt genul de om panicat să mă gândesc, nu, tot e foarte rapid la mine. În 3 secunde e făcut bagajul, pregătit laptopul și am plecat. Dar când sunt pe loc, nu știu, eu nu am termenul de timp. La mine nu există program de lucru, adică
eu pot să mă găsesc și la 10 noapte și la 11 tot la birou, dacă am treabă și știu că treaba asta înseamnă câteva mail-uri nerăspunse, câteva dosare nefinisate, câteva idei nebunești, stres mult, activitate multă și se întâmplă că după ce au plecat a colegii pe la 5-6, în dependență care vin la 8, plac la 5, atunci încerc deja să sun și Republica Moldova, atunci mă așez și mă uit, măi, aoleu, câte am de făcut încă, adică ei de-abia pleacă, deci, dar eu intru în turul 2. Asta înseamnă o mare pasiune pentru ce faci, asta înseamnă implicare. Și după cum am spus, da, oi fi eu foarte prietenoasă cu mulți din colegi, dar totuși eu sunt un capricorn. Adică la mine trebuie să muncești. Dacă muncești, ești prietenul meu. Dacă văd că ai suflet și în ceea ce faci, ești prietenul meu pentru o viață.